Noul corp de clădire al liceului Waldorf urmează să fie dotat cu mobilier modern și adaptat nevoilor specifice ale procesului educațional. Astfel se va îmbunătăți semnificativ calitatea predării în școală, oferind elevilor un mediu sigur și confortabil pentru dezvoltare. Dotările includ piese specializate pentru diverse spații educaționale, mobilier specific pentru laboratoare de științe, mese pentru calculatoare, biblioteci, etajere, catedre, bănci și scaune de clasă din lemn masiv. Toate elementele sunt concepute pentru a spori confort și siguranța elevilor, dar și pentru a facilita un proces de predare-învățare modern și interactiv. Valoarea totală a achiziției de mobilier se ridică la mai bine de 707.000 de lei. Achiziția de mobilier este inclusă în proiectul construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara. Noul corp de clădire are 8 săli de clasă, 12 săli pentru laboratoare, ateliere și cabinete, o sală multifuncțională, 2 săli after school și spații administrative, oferind un spațiu modern de învățare pentru 446 de elevi din ciclu primar și gimnazial. Investiția pentru liceul Waldorf include atât construcția noii clădiri, cât și dotarea acesteia cu mobilier, echipamente IT, materiale didactice moderne și materiale specifice pentru documentare, pentru creșterea accesului la informație și crearea bazelor necesare pentru utilizarea noilor tehnologii. Valoarea totală a proiectului este de aproape 30 milioane de lei.